Deși 2013 a fost anul disponibilizărilor, nici în 2014 românii nu scapă de această problemă. Rămași pe drumuri cu datorii la bănci foarte mulți și încearcă norocul la bursele locurilor de muncă organizate de agențiile județene. Din păcate însă, din cauza vârstei înaintate și a lipsei de experiență în alte domenii decât cele în care au lucrat, foarte puțin reușesc să se mai angajeze. Peste 2800 de persoane și-au pierdut locul de muncă la nivel național. În capitală, o singură firmă a disponibilizat sute de persoane în domeniul pazei și protecției. Ca și în anii anteriori, în topul concedierilor colective se află județele Vaslui și Vâlcea, care au făcut mai mult de 100 de concedieri în 2014. În Vâlcea, scăderea activității la ultim reprezintă și principala cauza numărului mare de concedieri. În regiunea sud Muntenia, județele afectate de disponibilizările colective din primele luni ale acestui an sunt Dâmbovița, 59 de disponibilizați, Prahova, 100 de disponibilizați și Aromița cu un număr de 85 de disponibilizați. Celelalte județe din sudul Munteniei au scăpat cel puțin pentru moment de verdictul concedierilor colective. Județele unde nu au existat disponibilizări colective au reprezentat doar un sfert din țară și în 2013. Satul Mare, Botoșan, Mureș, Bistrița, Săut, Covazna, Sibiu, Arad, Brăila, Constanța, Giurgiu, Argeș și Teleorman. Cele mai multe concedieri în 2014 au avut loc în domeniul construcțiilor, industriei, infrastructurii și firmelor de pază.